Una din principalele cauze ale accidentelor rutiere este neacordarea de prioritate a pietonilor. Așa s-a întâmplat și la sfârșitul săptămânii trecute, când un șofer din municipiul Medgidi a accidentat un pieton care se angajase regulamentar în traversarea străzii. Accidentul rutier s-a produs pe Bulevardul Independenței, în zona Imuma orașului, moment în care șoferul unui autoturism a lovit un bărbat ce se afla pe trecerea de pietoni. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție și o ambulanță care a transportat victima la Spitalul Municipal Medgidia pentru îngrijiri medicale. Pacientul s-a prezentat în stare stabilă, este un pacient în accident rutier pieton, el va fi trimis către Constanța, Spitalul Județean Constanța, neurochirurgie pentru a fi investigat suplimentar. În momentul de față nu impune nimic special ca și caz. Ajunși la fața locului, oamenii legii au testat cu aparatul Dräger atât pe șofer cât și pe pieton, care a reieșit că ar fi consumat ceva alcool înainte de incidentul rutier. S-a produs un accident de circulație pe fondul neacordării de prioritate unui pieton. Erau și condiții meteo nefavorabile, o ploaie torențială, vizibilitate redusă. Conducătorul auto, în momentul în care s-a apropiat de trecerea de pieton, nu a redus viteza. Pietonul a început traversarea din dreapta conducătorului auto. L-a lovit cu partea laterală dreapta autoturismului. Din fericire, vătămările au fost minore în partea pietonului. De către noi s-a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Așteptăm să vedem eventualul numărul de zile de îngrijiri medicale ale pietonului, să dispunem măsurile legale sub îndrumarea parchetului de pe lângă judecătoria Medgidia mai departe. Având în vedere condițiile meteorologice din această perioadă a anului pentru creșterea gradului de siguranță a tuturor participanților la trafic, polițiștii recomandă acestora să manifeste o conduită rutieră preventivă. Astfel se impune din partea celor aflați la volan, dar și a celorlalte categorii de participanți la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condițiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare.